Salutare! Astăzi vreau să vă prezint experiența mea cu telefoanele Huawei în 2022 și implicit cum am descurcat eu cu ele fără Google. Am folosit un Huawei Mate 40 Pro timp de 3 luni, dar și un Huawei Nova 9 timp de câteva zile. Asta evident în ultima perioadă. Iar în acest clip vreau să lămuresc dacă se poate trăi în 2022 fără serviciile Google. Am să spun totuși pe scurt dacă merită sau nu cumpărat Huawei Mate 40 Pro în 2022, dacă totuși mai ești interesat de el. Că vrei, că nu vrei, pentru a avea o utilizare cât mai ușoară, vei avea nevoie de serviciile Google pe un telefon, cel puțin pe un telefon Android. Așa că, în primul rând, vreau să-ți menționez că Huawei App Gallery clar nu se ridică la nivelul lui Magazin Play. Însă, în mod cert, apar tot mai multe aplicații și acolo. Aplicația ce mi-a lipsit de departe cel mai mult pe Huawei P40 Lite 5G în 2020 era BTPay, care în sfârșit merge nativ pe toate telefoanele Huawei, chiar și cele fără Google. Iar aceasta se găsește chiar și în Huawei App Gallery. Totuși, eu în mare parte mi-am luat aplicațiile fie din APK Pure, fie din Aptoide, că șansa să le găsesc în una dintre aceste două magazine de aplicații era mai mare decât să o găsesc în Huawei App Gallery. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți cumperi un Huawei fără serviciile Google, bazează-te mai mult pe APK Pure sau pe Aptoide. Va trebui să te obișnuiești cu faptul că trebuie să dai mai multe tapuri pe ecran atunci când vrei să instalezi o aplicație. Deci, practic, procesul de instalare a unei aplicații este mai lung, nu neapărat mai greu, pentru că nu e nimic complicat. Înainte să continuăm totuși, un like și o abonare pe mine mă ajută enorm, însă nu uita și de deal-urile din descriere. Iar în al doilea rând, este evident că eu sunt un utilizator dependent de serviciile Google, să zic așa. Și probabil te gândești că mi-au lipsit cu desăvârșire unele aplicații de la Google, cum ar fi Gmail, YouTube, YouTube Studio, Keep și așa mai departe. Pot să confirm că nu, și nu mă refer că nu le-am mai folosit, ci mă refer că le-am folosit fără probleme, inclusiv și pe telefoanele Huawei fără serviciile Google. Toată șmecheria este să-ți instalezi G-Space din Huawei App Gallery. G-Space este practic o mașină virtuală, însă este foarte fain optimizată, căci îți dă senzația că aplicațiile rulează nativ pe telefon, deoarece poți face shortcut direct pe ecranul principal sau unde dorești tu. Singurul minus este că uneori, când rulezi o aplicație prin G-Space sau intri direct pe G-Space, îți mai bagă câte o reclamă la început. Și ca să răspund la întrebarea inițială, nu. Cel puțin eu nu pot să nu folosesc serviciile Google. Însă asta nu înseamnă că nu o să le poți folosi pe un telefon Huawei fără Google. Ba chiar le poți folosi fără probleme, după cum ți-am spus adineauri. Trecând acum la părerea mea despre Mate 40 Pro, am să încerc să fiu cât mai scurt și la obiect posibil. Este un telefon care are încă o performanță aproape de top, dacă nu chiar de top. Face poze foarte bune, de filmat filmează ok, se mișcă foarte bine prin sistem, are un design superb efectiv, are o baterie cu autonomie bună, chiar dacă nu este cea mai mare din industrie, să zic așa. Are difuzoare ce se aud foarte bine, însă nu exagerat de tare. Am întâlnit telefoane care au difuzoare ce se aud mai tare, dar nu neapărat mai bine. Evident, toate astea sunt completate de un ecran AMOLED superb, conform așteptărilor, însă eu nu prea aș mai da peste 4.000 de lei pe el în acest moment de nou în magazine. Însă, să-l alegi pe piața SH la un 2.500 de lei este totuși tentant, că sincer este unul dintre cele mai faine telefoane ce poți să-l cumperi în acest moment, din punct de vedere al designului. Trebuie să ții cont că este un telefon ce concurează fără probleme cu Samsung Galaxy S21 Ultra. Atenție, nu cu S20 Ultra, contrar așteptărilor, pentru că a fost lansat undeva în octombrie 2020. Practic este din același an cu S20 Ultra, nu cu S21 Ultra. Mai trebuie să știi că motivul principal pentru care eu l-am vândut e de fapt două, însă se leagă de același lucru și sunt în felul următor. Filmatul în 4K la 60 de cadre pe secundă îl duce la supraîncălzire în cam 25 de minute plus minus. Iar evident că filmarea se închide brusc și trebuie să-l lași să se răcească ca să poți să-ți continui filmarea, să zic așa. Mai apoi, microfonul extern, cel pe care îl folosesc acum și la cameră, conectat prin jack-ul de căști, evident prin intermediul unui adaptor, un adaptor de genul de la USB-C
la jack de căști, se mai întâmplă uneori să nu îl recunoască telefonul. Iar așa am reușit să filmez de 2 ori fără să-mi înregistreze sunet absolut deloc. Nici de la telefon, nici de la microfon. Cu toate că eram obișnuit cu chestia asta și făcusem câteva verificări înainte, adică m-am asigurat că teoretic ar trebui să funcționeze. Dacă în schimb nu te interesează aceste două aspecte ce ți le-am prezentat fix acum anterior și vrei un telefon superb, ce să zic, go for it! Până la următorul, eu am fost Roman Rareș, mă găsești și pe Instagram, dar și pe TikTok, mai multe detalii în descriere.